La ediția din acest an, cea de-a 12-a găzduită de județul Gorj, au participat concurenți atât din județul nostru, cât și din celelalte județe ale țării. Cadrele participante fac parte din structurile poliției, jandarmeriei, pompierilor și poliției de frontieră. La concurs au participat 48 de fete și 85 de bărbați, iar din județul nostru au concurat 6 fete și 6 bărbați. Participă peste 150 de lucrători din cadrul structurilor Ministerului Administrației și Internelor. Vor fi desfășurate două probe de concurs, o probă manșa 1 pistol femei și bărbați, respectiv manșa 2 pistol și bărbați. Să vă spun despre participarea noastră aici, suntem parte din delegația Inspectoratului de Poliție al județului Dolj. Eu mai multe nu aș ști să vă spun pentru că este prima participare de altfel. Am colegii mei care au experiență în domeniu și de la ei știu mai multe. Particip la campionatul național de tir al Ministerului Administrației și Internelor din 2000. Și rezultate? Da, și rezultate, locuri de 2, 3, 4, 5, 6. De unde veniți? De la București. La festivitatea de deschidere a competiției au participat pe lângă conducerile unităților implicate în campionat și autoritățile locale ale județului. Am încredere în armele care participă la această competiție. Am încredere în Poliția Română, am încredere în Jandarmerie și, bineînțeles, am încredere și în Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Sunt arme la care eu țin foarte tare și cu care colaborez foarte bine. Printre concurenții prezenți la campionatul de tir al MEAI s-a aflat și Cristian Ciocan, șeful Serviciului de Informații și Relații Publice al Poliției Capitalei. Fostul purtător de cuvânt al IGP participă pentru a doua oară la această competiție. Sunt doar participant, fac parte din lotul Poliției Capitalei și cred că în decorul ăsta extraordinar, gorjean, astăzi vor vorbi pistoale. Așa cum au spus și oficialitățile locale, cel mai bun va câștiga. Revin cu mare plăcere pentru că eu sunt oltean, sunt din turnul Severin și în zona asta mă simt întotdeauna foarte bine, mâncar de energie. După omologarea rezultatelor, joi 5 mai va avea loc festivitatea de premiere și încheierea oficială a competiției.